Almost 30 bears from the Transfagarashan mountain will be relocated to the Zarneshti sanctuary. The authorities' decision comes after a Euronews Romania report last week. Euronews Romania correspondent Maya Bondich reports. În urmă cu o săptămână eram aici, în zona Transfăgărășan, Vidraru, și pe întreg traseul am văzut urși cerșind mâncare la stradă. Acum ne-am reîntors în teren cu ministrul mediului pentru a vedea ce soluții există pentru acești urși. The Minister for the Environment told Euronews that he will issue a ministerial order or even change the legislation to solve the dangerous situation in the area. Împreună cu administratorul drumului național, respectiv CNAIRU, probabil că am putea să aducem la cunoștința oamenilor că hrănirea urșilor este interzisă, că hrănirea urșilor poate fi sancționată cu amendă. Care mocnește și, Doamne ferește, să se întâmple o nenorocire. Împreună cu comisia și cu cei, cu reprezentanții instituțiilor care fac parte din comisie, am ajuns la concluzia cu toții că ei trebuie relocați. Local authorities have identified 26 bears roaming the streets. Due to feeding by tourists, the bears are no longer used to foraging for themselves. The food offered by tourists on the street seems to be their favorite.